pe drum, de pe drum, eu am plecat ca o prințesă, literally, o păpușică. Merg să mă întâlnesc cu o româncuță. 1, 2, 3, fuck it! Nu-i prima dată când ne întâlnim, e două oară. Am filmat foarte puțin prima dată când ne-am întâlnit. Și na, n-a fost un oră, fine. Poate să filmez mai mult, dar poate nu. Dar mergem să ne întâlnim la o cafenea super drăgu de aici din Hong Kong. Ne facem poze. De asta și eu îmbrăcat așa. Și ce-mi convine e că e zi liberă, e marți azi, dar am zi liberă. Și Jason are zi liberă. Oarecum. Așa că după ce mă întâlnesc cu ea, mă voi întâlni cu Jason. Ce o să fac cu Jason, nu știu. Dar ce o să mai... Vă țin la curent și toate cele. E... Nu. M-am mai întâlnit odată cu o româncă pe care am întâlnit-o pe Bumble BFF. Româncuța a doua m-a găsit ea pe mine. Vedem dacă vrea să apară, că e rușinos, nu-i prea plăce să apară. Așa că n-o să fac să se simtă incomod sau ceva. Sper doar să nu întârzi. Ai, e cald, nu mai pot, rochița asta nu mă ajută să mă simt mai bine. Din contră, mi-e și mai cald. Dar ador machiajul pe care l-am azi. Efectiv, ador. Am avut mai multă răbdare azi să folosesc paleta aia de la Romand. Superbă. Nu cred că vedeți voi. Făcut eu niște swatch-uri și le-am făcut pe antebraț, așa că să merg cu antebrațul scripticios azi. Ne-am întâlnit. Problema e că avem 10-11 minute de mers până la cafenea. Să vedem dacă ne descurcăm amândouă, pierdute în spate, scoce de eu sunt, așa, și acum încercăm să găsim cafenea asta, să ne facem poze, că de-aia a venit. Da. Până acum suntem bine, acum? Este... Da. Cât vreau eu Google Maps, deci eram aici, am ajuns aici, deja suntem aici, pauză. Nu știu. Suntem pe drumul cel bun acum. Voi vedeți. Suntem pe drumul cel bun. Aparent s-au luat pe unde nu trebuia. Și acum, sub foarte frumii. Gata, continuăm. My heartbeat goes like cosine 내가 맘에 들면 follow 좋아요 구독 이 노래가 유명해져 왜 너가 날 만나줄 거잖아 Hai că m-am întâlnit, ne-am întâlnit și cu Jason. Și lui Jason îi place foarte mult să vorbească, e drag, am mai întâlnit încă o româncă. Așa că ce face dragul meu de Jason? E tur. E tur. Acum ne scoate la plimbare. Ne scoate la plimbare. Ne plimbăm să vedem ce se întâmplă după aceea. Mie mi-e și foame, ce trebuie, că am mâncat de dimineața. Am mâncat un din ăla de la Mac, un sandwich de la Mac, o cafeluță, o limonadă care nu mai de gust de limonadă nu avea. Și acum... Da. Acum da, ne plimbăm. Happy to be true the night I'm on Hai că acum mergem într-un market chinezesc. Cred că mai fost o dată pe aici. Parcă v-am mai adus o dată pe aici sau nu? Ce? Da, am fost. Dansează o fată și mi-arată Jason. Dansează ceva K-pop dintre când am dat seama. Și o filmează cineva, dar eu trebuie să fiu atentă și la pași. Și la cameră, și la fata. Mulțumesc!
Are chef de limbarnit omul ăsta, așa că să pun să vă explic și vouă, dacă tot să vrea să vorbească. I introduce you already, okay? We have no. A... no, okay. No. And she rice is our main food, okay? So we need to buy rice, where to buy? Da. Of course, go to the shop like this. You can, how to... If you like, you grab the rice and put in the plastic Speak bag. Speak louder. Put in the plastic bag as much as you want. Mm. Like 1 kilogram is $5, for example. But now no more. It's really expensive. Yeah, 1 kilogram of this is like $5 Hong Kong. Yeah. And this is a scale. The scale, do you see? Cantar, da? Cantar, cantar. So if you put rice there, it can tell you, it shows you how heavy it is, and then based on the scale, you can calculate how much you pay. Yeah. Okay. And you know what this for? No. It's filtering. Yeah. No, okay. Yeah. Filter what? What to filter? Sifting the rice. What are? I don't know. Filtering the sand. Oh, why? Așa arătau pe timpuri piețele de orez și era foarte ieftin. Un kilogram de orez era 5 Hong Kong dollars. 2 lei, 3 lei, ceva de genul, foarte ieftin, dar acum nu mai e așa. Și aici ce mai zicea Jason? Se separă orezul. Și acolo, what for? Taiwan. Interesant. Acolo ce că o ulei de alune. Și acolo sos de soia. Interesant. Happy chibi chude nal ne mame kuchi pyeotta changa e gide anja i norere burunda geure non pureun bada like a picnic on the shoreline with a toast and jelly just like how sweet it is that you're mine and when you don't hit reply my heartbeat goes like cosine 내가 맘에 들면 follow 좋아요 구독 이 노래가 유명해져야 너가 날 만나줄 거잖아 그때 나를 바라볼 때 심장이 멎은 듯 Haide că ne luăm Jason pe noi la plimbare și eu voi avea pe voi la plimbare cu noi. Iar acum nu feri botul să mergem pe cealaltă insula Hong Kongului să bem bubble tea. Gong Cha e preferatul meu, e foarte dulce, foarte bun. Sper că să mă auziți că eu sunt fundată de Gong Cha, încă nu m-am vindecat. Maybe I could be something more. Well, baby, it's always summertime. When I'm with you, that's not a lie. Well, maybe you could be my solace. Eu am rămas nemâncată. Nu-mi vine să cred că am avut mai white girl moment. Efectiv, am kiwi de fericire că am văzut pumpkin spice latte. Nu de alta, dar chiar de câteva săptămâni tot aștept și e 4 octombrie și de-abia acum au băgat, că m-am uitat și pentru ei, n-au băgat pentru ei. Încercați! Chiar are hype-ul ăla, e pentru un motiv. Dar sunt bine, tocmai ce am venit de la tratament facial și voiam să vorbesc cu voi azi pentru că în ziua aia cum am întâlnit cu Jason și cu româncuța noastră Ambra m-am simțit ciudățel și n-am apucat să vorbesc cu voi mult, cred că ați observat. Nu m-am simțit foarte bine, nu că nu mi-ar fi plăcut companie sau ceva de genul, Doamne ferească. Numai că mi-a fost rușine, mie mi-e rușine. Eu vorbesc și am atâta încredere în mine, pentru că majoritatea oamenilor din jurul meu nu mă înțeleg și nu-mi pasă ceea ce zic. Dar devenise, efectiv, în seara aia, în ziua aia,
am observat că tot ceea ce făceam era să vă fac update-uri, nu ca nu asta faci la vlog, dar erau update-uri foarte scurte. Numai mintea mea se oprea, nu mai puteam să vorbesc, mi-era rușine să mai vorbesc altceva decât și am ajuns aici, și am ajuns acolo și am făcut așa. Deci, nu prea, măcar m-am filmat, peisaje, ce să mai. În ziua aia ne-am dus și ne-am dat la fiel, dar din păcate n-am apucat să mâncăm. Doamne, cât de durere și suferință. Mi-erau foame și aveam poftă să mănânc, dar nu mai putem să mâncăm. Dar în schimb am văzut filmul ăla, Scream, Smile. Chiar mi-a plăcut, mie chiar mi-a plăcut filmul ăla. Vă zic că toate secvențele, deci am avut coșmar, cred că v-am mai zis asta, am avut coșmar, dar toate secvențele scary au fost deja în trailer, așa că filmul a fost, cine știe ce, înfricoșător. Mi-a plăcut, a fost un film și mie îmi place să mă uit, chiar dacă e film de groază, chiar dacă nu. Mie îmi place să mă uit la film pentru povestea. Și acum, azi. Eu aveam un plan pentru mine și pentru mine, să mă scot pe mine la întâlnire, să mă duc la un tratament facial. M-am dus la un tratament facial, tenul meu nu mi-era de genial, chiar dacă am făcut tratament facial, dar e pentru că am fost rășită și n-am avut grijă de tenul meu, așa că mi-au apărut coșuri, că la mine ce se vede? Dacă nu mă dau cu 10 creme pe față, toate menite să-mi hidrateze tenul, mi se irită tenul fiind atât de uscat. Și mi-a parcurs. Deci da, voiam să am un date cu mine și cu mine. Un date în care să mă scot la tratament facial, după să mă duc să-mi cumpăr flori și mă bucur. Și după aceea să merg să mănânc bingsu, că am descoperit un loc cu bingsu autentic în Hong Kong. Și de când voiam să mănânc bingsu, cred că m-a tot auzit. Cred că din ianuarie tot zic că vreau să mănânc bingsu, era acum e octombrie. De abia acum mănânc bingsu autentic. În poze arată genial. Sper să arate la fel de bine și în realitate și cel mai important să fie la fel de bun și în realitate. Dar restaurantul ăsta are și mâncare coreană. Deci ne-am cumpărat niște mâncare coreană. Ne-am cumpărat după am zis cu Jason. Între timp a venit și Jason și mă bucur că a venit. Pentru că cât timp a fost el tatăl pentru facel, el s-a dus să-mi cumpere flori. Pentru că dacă așteptam până terminam, nu mai aveam nicio floare, pentru că se închid, când am pune floarele, se închide și piața de flori. Deci mă foarte bucur că am venit cu flori și a zis că mi-a pregătit și eu, iau te pune focus pe fetele. Mi-a zis că mi-a pregătit și eu. Îl avem pe domnul ăsta, nu știu cine e, Jeyun, bună, așa, avem minunățile astea aici, plus topoki cu brânzica la cuptor. Și ideea asta e, prăjitură de orez, bisecle cu din asta la cuptor. Ideea e că poți să comanzi numai înainte de 8 și în momentul în care am comandat a fost 7:56 și eu credeam că nu mai putem comanda, dar zic să nu e 8 și într-adevăr am putut comanda. Poftă bună să avem! Lată, ice cream. Uh-huh. And what else? What's this? Chepsum. Okay. And cheesecake. Chocolato. And how do you call cheese? Same, cheesecake. No, in Romania. Cheesecake is really? Cheesecake. No, is it cheese? Cheesecake. Cheesecake. Same spelling? Yes. And ice cream? Ghețată. Ghețată. Unde e ghețată? Under ghețată. Si, under si. The what's the cream? Frișcă. Ghețeca under the fridge. Frișcă. Frișcă. Așa, bravo, bravo. A ajuns bingsul lui Jason și acum trebuie să ajungă și al meu. Și aici avem lapte condensat. Lapte condensat. Doamne, mi-a sosit și a mea. Tiramisu. Arată genial, sper să fie și bune, așa arată ambele. Acum haide că nu mai putem. Ua. A venit cineva care lucrează aici, mi-a întrebat dacă mai vrem lapte condensat. Da. Și am mai avut lapte condensat și cum se mănâncă. Cu
pui parte de gheață. Mm. So for the heat, ok? Lapte condensat și e... Use condensed milk. Ce vrei să zici? So if you want to do the same thing, you can do it at home. Open the fridge, use a spoon, squash the ice. And then at the same time prepare condensed milk that we eat, okay? Bravo, okay. Faci și mai bingsul acasă cu gheață din congelator. Tu e în casa. Da, 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 sigur. Poftă să nu mai poate să mănânci, este de bătut. Eu mai pot, că fac eu. Fac eu loc, eu știu bazare, nu fac eu loc pentru desert. Am plecat de la un restaurant și știți ce? Când mi-am comandat bingsul, mă uitasem în meniu să văd dacă era, dacă mai pune încă $22 și dai porție mare. Și la început mi s-a părut porția mică. Sunt plină. Foarte plină. Și am înghețat de frig pentru că era aerul condiționat, dar drum foarte tare. Și pe lângă asta am mai înghețat de frig când mi-am făcut tratamentul facial. Deși fata aia m-a întrebat, îți dau drumul la pătură electrică? Da, 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 e partea mea preferată. Nu mi-a dat drumul la pătură electrică, a zis că mi-a dat drumul, nu mi-a dat drumul. Am înghesat și acolo că e aerul condiționat. Am avut așa de vreo plapumă, but still, era foarte plăcut să mi se încălzească spatele așa. Foarte plăcut, foarte plăcut. Și acum am înghețat și de la Bing's și de la aerul condiționat din restaurantul respectiv. Foarte multă lume în restaurante, deci mă gândesc că au dat aerul condiționat și mai tare ca de obicei, ca să iei tălpășița mai repede. Dar noi am stat cam o oră jumate acolo. Dar ne-am bucurat de mâncare, foarte bună mâncare. How was the food? How was the bean soup? I think you love more. Da. Absolutely. I like rice. Mănâncă orez. Bag orez atunci. Și acum ne plimbă un piculeț să ne mai încălzim, că e foarte cald afară. Dar da, după aceea mergem la mașină, vedem ce mai facem. Na. Plimbare de seara. Pun masca că se uită la urât la mine. Așa că am intrat într-un magazin și uitați ce prăjituri a găsit. Arată genial, dar a zis eu încă n-au niciun gust. Un geleu. Și aici, geleul tradițional chinezești, prăjituri. Astea nu sunt boabe de cafea, ceva să le roștie. Stai o țără. Și alte brașii sunt să se plângă. A huge pack. Da. Just two pieces of meat. Da. $50. Foarte scump. Cum vine Halloween și avem dovlece așa de frumos. Scary pumpkin, right? Oh, let's take it to coffee. Ce drăguț sunt ăștia. Mai, Wow, look at this. Ce ăștia. S-a oprit ploaia între timp, am ajuns la mașină, am cumpărat niște chestii. Vi le arătăm o mașină, dar filmez pentru că Jason a zis că are o surpriză pentru mine, deci vreau să văd ce surpriză are Jason pentru mine. Hai. Hai da. Should I close my eyes? You don't have to. Nu. Don't. It's just something. That's not a surprise. Mi-a luat tortăcuțe. It's a pumpkin. It's cute. It's cute. You like it? Yeah. It's cute. One more. Show me. Showa! Ara tortăcuțe! Halloween surprise! You asked for this one, but I got you this one. Why this one? It's beautiful, you yeah. Don't like? But it doesn't go up. It goes well. Floricele. M-am zis că vreau floricele. Scuze, floare. Mai scuze. Drăguț, drăguț, mulțumesc! Au! Hey. Da. Vă ziceam că trebuie să facem haul. Ne-am oprit la supermarket doar pentru a cumpăra niște... O, mă vedeți? Super! Ok, mă vedeți! Doar pentru că vreau eu să-mi cumpăr niște brânzică topite, că nu mai am pentru tăiței.
și niște susanto, la fel că nu mai am pentru tăiței. Așadar, am cumpărat susanul și când l-am căutat, am cumpărat brânza topită și a luat Jason. Hai, fata. Have a safe drive. Audio recording on. Mă cert cu asta tot. Așa. Jason și-a cumpărat niște bomboane foarte, 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 foarte amare. Amale. Nu amare, acre. Acre, acre. Da. Cu pânio tang. Și când mergeam noi așa pur și simplu, ne plimbam prin supermarket, că era într-un supermarket mai mare. Mai ce vedem noi acolo? Minunăția asta, hai! Hotel pilou! Da! Only pernă. The last one pernă. In the world! Pernă! Pernă din aia pentru hotel, ca la hotel! Deci, acum 2 ani mi-a cerut Jason cadou de ziua lui niște perne pe care am dat 500-600 de lei pe perne și sunt cele mai incomode perne din lumea întreagă. Cele mai nașpa perne, trebuia să zic prețul, doar pentru simplu fapt că sunt foarte incomode. Sunt înalte și sunt tare. Ar trebui să fie cu memorie, dar e cu ciment mai degrabă. Sunt cu ciment, nu cu spumă cu memorie. Foarte tare, foarte incomode, de aceea nu prea dorm. Fie dorm direct pe pat, fie pe umăr, că sunt foarte incomode. Dar ăsta de la hotel, doamne ce bine dorm la hotel, doamne ce bine dorm la hotel. Din păcate dorm, dar e destul de mare, o împărțit. Mai open it and sleep, ok? Jason încă e așa, sleepy, sleepy. Nu atinge, nu atinge. Așadar, acum haide să mergem și noi acasica. Mergem acasica, suntem sevede după fecurile astea. Obosiți, hey, obosit, hey. Are you obosit? Of course. Da, wake okay. Up at 5 in the morning. 5:10. 5-10, you know. Mm-hmm. 5-10. M-am trezit eu azi la 5 și Jason nu se mai trezea și am zis, măi, dar ce se întâmplă? Și m-am uitat la telefonul lui, alarma era pentru 5:10. Dar oricum e groaznic să te trezi la 5. Dar gata, mergem acasă. Ok, zice să dai click aici ca să vezi cum a fost la o petrecere pe barcă. Și mă zice să dai click aici să ne vezi purtând haine meci-meci și să vorbim despre de ce am lipsit de pe YouTube. Iar eu îți zic să te abonezi și să-mi dai like. Pupici cu schelici!